Ne vedem în seara asta, Cristina și Cosmin, Da. să avem o recurățare pentru Oni. Da. Cosmin, mă auzi? Da. Ok. Încep inducția. Da. 10. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult cu fiecare respirația ta și cu fiecare cuvânt al meu. Simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Opt. Simți cum spatele tău se îngreunează și cum corpul se afundă din ce în ce mai mult. 7. Simți cum abdomenul tău se îngreunează din acest moment vei auzi din afara ta, Cosmin, doar vocea mea și vocea Cristinei. Iar Cristina vei auzi din afara ta, doar vocea mea și vocea lui Cosmin. Mâinile tale sunt grele. Capul tău este acum
Voi număra de la 1 la 3. La 3 al meu, Cosmin, ești afară și te identifici. Cristina, cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Oni. 1, 2, 3. Cosmin? Da. Unde ești? Nu cred că am ieșit. N-are nimic. Unde? Ce simți? Unde te simți? Tot aici, foarte relaxat. Ok, este foarte bine. Dacă percep ceva, ce vezi? Negru, doar negru. Doar negru. Fără nicio parte de lumină, nimic? Nu. Niciun punct. Normal ești ieșit, înțelegi? Mai este numai partea ta posterioară, este în corp. Și deasupra, dar nu poți să percepi. Caută un punct, ia vezi, găsești un punct? Luminos? Nu. Nu. Uite, eu o să fac o coloană de lumină și o să o pun în fața ta, încearcă să te ridici și să te apuci de ea. Pur și simplu, chiar dacă nu vezi coloana, Cosmin, prin intenție. Spui, apuc coloana de lumină și sunt afară. Știi că este acolo. Și te-ai apucat și ai ieșit, te-ai smuls din corp. Tot negru văd, dar da. Am simțit o relaxare puternică a partea posterioară. Ok. Hai să rămâi așa, Cristina, lăsăm un pic așa să se relaxeze. S-a desprins linia de contact, a mai ieșit în corp. Mai fă un sforț, ia mai fă o sforțare mentală, da? Spui, mai de comanda încă o dată. Cine spui ce percepi? Ce comandă? Că ieși afară, te prinzi de coloana de lumină, care ai spus-o înainte. Mă prind de coloana de lumină, care mi-a făcut-o, mi-a trimis-o Cristina, și sunt afară. În afara corpului, fizic. Ce percepi? Nimic. Bine. Cristina, îl lăsăm un pic așa, da? Să se relaxeze și noi începem. Nu Cosmin, te descuraja. Nu. Deci tu rămâi în starea aceasta de relaxare, Cosmin? Absolut, cu absolut orice cuvânt îl auzi, că noi, eu și Cristina, vorbim, orice vorbim noi, pe tine te relaxează din ce în ce mai mult, da? Da. Ok. Hai să vedem, Cristina. Deci îl văd pe Oana la spital, da? Ca și corp fizic. Este întins într-un pat. Da. Nu știu, are ca un fel de mușama verde-albăstru sub corpul lui fizic acolo pusă și... Iar patul are niște chestii în părți din acelea de nichel, da? Care se dau așa cu patru bare. Ușițe de alea. Da, ușițe de alea în părți și... Este un bărbat care are o bonetă verde. Cred că citește o hârtie. Iar lângă, în partea... Deci este patul pe lung, așa cu capul. Aici în partea dreaptă. Iar în, aici în partea dreaptă, deci chiar că are o vizită. Deci este o ființă, o văd de la spate. Are un cap cam mare, așa, și o îmbrăcăminte foarte elaborată, să spunem, da? Deci este cu un veșmânt până în pământ, este pe fond alb, este brodat cu niște litere, niște semne ca de aur, iar pe deasupra acestui veșmânt, deci are un fel de vestă, cafenie, așa, caramel mai degrabă la culoare, lungă până sub șezut,
deasupra acestei mante și când se deplasează, parcă merge pe perne de aer, nu atinge pământul, nu văd niște picioare, da? Este un fel de ființă care a venit să-l întrebe dacă se căiește și vrea să se întoarcă la el, să-l primească, știi, la tatăl, cum ar da. Este un mesager de la tatăl și întreabă dacă, după toate câte le-a văzut și le-a pătimit, s-ar întoarce la ei, știi? Și bineînțeles că corpul este nemișcat, este un pic vinețiu la față, așa, buzele sunt cumva decojite, uscate. Da. Practic nu este încă în stare de conștiență, da? Dar partea subliminală este chiar deasupra entității și parcă îi dă cu călcâi în ceafă, știi? Adică, da, îl împinge. Căpăcește, da? Da, îl împinge. Adică îi spune, îi aud ca un dialog mental și îi spune cum ai venit la mine, îmi pare rău, vită, îi spune. Cum ai venit la mine, vită, spune să-mi propui așa ceva, când eu știu foarte bine din ce program faci parte. Și ce spune asta, entitate? Ce zici? Asta se întoarce și scoate ca un fel de respirație, ca la șarpe, un șuierat, știi? Și sunt mai mulți, par a fi ca niște gardieni, un fel de săbi. De aici am văzut de jos, de lângă corpul lui, par a fi săbiuțe. Dar când te urci, știi, dar nu reușește. Deci plonjează, se duce în partea cealaltă a camerei până în colț. Când ajunge în colț, se repede înspre ele și ele fug în părți. De unii zici? Da, de sufletul lui, da. Suflet, de partea lui subliminal, da. L-am identificat. Deci sunt mai multe astea, da? Ființele astea. Deci sunt foarte multe, de tot felul. Și cum stau ca lipite așa pe colțurile, mai mult în partea de sus, pe colțurile tavanului și asta și medicul acela care examinează, eu l-am văzut de prima fază cu un cap de reptilian. Adică el arată frumos așa în fizic, ca un bărbat, este destul de, nu cine știe ce frumusețe fizică, dar un om pedant, aranjat. Știi, dar cum l-am văzut de la spate, i-am văzut clar trăsăturile, hibridul din el, știi? Hai să, deci, Oni, ai zis că l-ai identificat, partea subliminală? Da. Este ea? Da. Acum, parcă stă între tăblia patului de la cap, știi, și perete, știi, și se uită cumva și își păzește corpul, știi? Se dă ochii o dată împrejur și parcă spune, ei, ce se întâmplă aici? Toți ați venit, toți asistați, mai sunteți de venit? Sau ceva de genul, știi? Cristina e de acord să vorbim partea subliminală, da, să lucrăm, da, cu ea și pentru ea. Precisă, da. Da. Aș vrea să canalizăm un pic pe partea subliminală acum. Ești de acord? Adică crezi că este momentul sau mai vorbim și după aceea? Nu, faza asta nu o canalizăm. Bine. Faza asta, cum să spun, nu stă bine. Bine. Aici este într-o continuă luptă. M-am înțeles. Da, deci nu este. Bine, moment. Deci trebuie să ghidăm un pic partea subliminală, să o ajutăm să iasă din starea asta, da? Dar adică să facă ordine aici. Aici este o, cum să spun, un flash pe care l-a arătat partea subliminală de când se, deci eu am spus că este încă intubat. Da, am înțeles, ok. Da. Bine, hai să vedem. Deci a vrut să ne spună ce a, o să ne arate un flash din ce a trăit, da? În timpul acestei perioade. Altă dată, uite, vin și asta în faza mai de la început, înainte de a păți ceea ce a pățit. Deci vin patru soldați, Leonora. Da. Doi sunt
reptilien, da? Dar alții doi seamănă cu niște broaște mai degrabă. Au un fel de despicătură aici la nas, nu știu. O ciudat de că n-au nasul în relief. Da. E ca la broască înăuntru, Două știi? găuri. Da, și tot așa, deci îl duc într-un fel de bază militară, înțelegi? Da. Adică încearcă să-l alipească de o clonă de tip broască, de asta. Să ducă partea subliminală să stea acolo, știi? Da. Era Ce tot s-a așa întâmplat? Ieșit din corp. Nu, se da. Zbate și fuge. Da. Noi rămân esențe pe unde pleacă și trece. Sunt multe esențe împrăștiate de la luptele astea. Da. Mai vrea să ne arate ceva din cele trăite în perioada asta? Acum? Da. Sau? Dacă spun tot ce văd aici. Deci, în primul rând, după testul pe care ia când îl testează, deci eu îl văd deja ca și cum intră o formațiune de nanoroboți, cum să spun, cu direcție și program foarte bine stabilit. Știu exact ce trebuie să fac în corp și unde să se ducă. Deci sunt foarte bine ghidați din afară, da? Deci ceea ce se formează prima dată la corpul energetic când face acel test este o coroană neagră în jurul capului. Ca și cum ar fi coroana lui Isus, dar nu, anulez. Ca și cum ar fi acea chestie cu care își țin arabii, știi, cearșaful în cap. Aia, dar da, e inelul mai, ăla. Mai, nu, ăla e inel, dar asta este ca un fel de coroniță, deci este dreaptă. Nu este bombată, nu e circulară. Așa și are 8 țepi, 8 raze, parcă statuia libertății, știi, cu da. Razele înșirate în afară și încearcă să-i pună conexiuni, să-i schimbe informații, să-i bage programe, cum ar veni. Din moment ce deci este ca o mică armată semnătura asta, ceea ce au băgat în el, da? Și partea lui subliminală, deci încearcă să blocheze semnătura asta, știi? Oriunde se răspândește, dar se împarte în prea multe, știi? Și la un moment dat obosește și, cum să spun, ca și cum ar da bici cu fugiții și are și în afară ca să studieze problema din afară, să vadă ce poate face acolo înăuntru. Da. Ne întoarcem la acum și aici, la cum Da. Se prezintă el acum și aici, da? Da. În primul rând pe pat, acolo sub el unde stă acum pe pat, da? Deci patul este împărțit în două, are un fel de coloană vertebrală, ca de lumină așa, știi? Adică ca și cum dacă s-ar așeza exact în mijloc cu fața în sus, coloana lui vertebral ar coincide, da? Da. Deci parcă este un neon încastrat în pat, înțelegi? Da. Și este ceva acolo în acel tub, ca niște LED-uri, cum ar fi de la instalațiile de pomp, să spunem. Da. Anunez, da. Nu este conectat decât la călcâie cu ea. Atât. Așa. Și da, să știi că formațiunile acelea, știi, când s-au, deci din moment ce au atins organismul, s-au multiplicat. Da. S-au recopiat iar și iar, ca și cum, deci ca un virus, înțelegi, de calculator, care se multiplică și infestează fișierele, știi? Adică văd, de exemplu, că este încă mult blocaj la chakra 4, da? Așa, deci la chakra inimii. Da. Un pic pe 5 și ar fi un implant, dar exterior, nu este interior. Ca o jumătate de pix, jumatea inferioară a unui pix. Știi, cumva pus aici. Dar pe deasupra, repet, nu este pe dinăuntru. Aș că l-ar împiedica să comunice, să vorbească, ca să capete timp, înțeles, să-i
facă cumva să șteargă memoriile. Da, da, Deci da. a văzut prea multe, nu trebuie să comunice. Mm? Nu trebuie să spună ce a simțit, ce a văzut, știi? Mm? Și în chakra, deci de la chakra 1, de la bazal Da. până la jumătatea dintre 2 și 3, da? Da. Tot așa are ca un, să spunem, pantalon scurt, ca să nu zic ilor, știi, negru. Înțelegi, da. De energie, de blocaj din afară. Mm-hmm. Și chestia aia din pat care, cum să spun, dă o stare de neliniște, de inconfort, da? Neonul. De, ca parcă asta pe jar, da. Da. Aha. Așa. Mare parte din personal, fără părți subliminale pe acolo, mm-hmm. sau cu părțile subliminale ghemuite în spate ca o cocoașă, știi? Da. Și el le simte ca și parte subliminală, ea. Înțelegi? Da. De simte răceala lor, simte mm-hmm. că... Nu să spun ceea ce spun ele, încurajările, cuvintele care par să fie, nu sunt decât conveniențe sociale și nu vin dinăuntru, dintr-un uh-huh. suflet, să se aprindă ochii, să se miște gâtul. Deci știe că este programul unui chip, este ceva mecanic. Uh-huh. Deci percepe răceala din dosul acestor cuvinte și bineînțeles că nu-i place. Uh-huh. Deci au încercat să-i aplice la un moment dat când l-au dus soldații aceia ca un fel de mască de gaze, un implant mare da. Până la gât, un implant mare. Da. Și l-a respins, și ce s-a întâmplat? Nu, s-a luptat și l-a eliminat, cumva l-a smuls. Uh-huh. Atunci s-au hotărât și au pus cum ar veni microfonul de ascultare pe din afară, știi? Uh-huh. Deci am văzut cum stă situația. Da. Acum o să iau partea lui subliminală și o să ieșim din mediul ăsta uh-huh. pentru că îl foarte irită. Greu. Uh-huh. Nu numai că îl irită, dar nici eu nu pot să-mi desfășor activitatea. Da. Deci sunt aparate, efectiv, așa îmi face în frunte până în nas. Uh-huh. Deci sunt aparate care perturbă, aici nu poți să faci prea multe. Da, da. Și o să iau și o să urcam într-un portal protejat, uh-huh. așa, unde de mai înaltă vibrație, unde partea lui subliminală o să se simtă mai bine, da. o să se simtă familiar, da? Da? Deci îl lasă până el portalul să știe, eu nu mai supraveghez să-l deschidă cum trebuie, da? Da. Deci este un fel de lușor așa și cu plin de iarbă și cam la o distanță de un metru, un metru și ceva, este abrupt și curge o apă, știi? Face un fel de microcascadă acolo și este și jos și moaie mâna găuș așa și dă cu apă pe frunte ca și cum uh-huh. ar dori să se spele pe față, pe frunte, știi? Uh-huh. De fapt, este ceva simbolic și toată apa asta este energia pe care el și-o dorește ca să o ia să se autovindece, da? Da? Uh-huh. Da, este totul autovindecare, este, cum să spun, schimbarea la față, cum ar veni, anulez. Anulăm. Deci nu fac nicio... Da, da. Ei, din cauza acestei sărbători nu mai putem să ne vorbim. Să facem, da. Limba acum, păi da. Da. Deci este schimbarea de atitudine, Ana. Da. De la trecerea, de la incertitudine. Deci prima fază a fost de incertitudine. Prima și cea mai mare a fost de frică și spaimă, da? Da. Apoi a fost incertitudine dacă mai stau sau nu sau plec. Mm-hmm. Și las totul baltă și o fi și o păți. Și apoi a început să lupte. Și când a început să lupte, cum să spun, a venit înverșunarea, la că vă arăt eu vă, știi? Mm-hmm. Ați venit să mă terminați, să-mi terminați corpul, cam așa ceva. Uh-huh. De dus o să mă duc, dar mă duc când vreau eu și în condițiile mele. În niciun caz în condițiile puse de voi și în halul ăsta, știi? Uh-huh. Cristi, stai să întrebăm un pic, să-l întreb pe Cosmin. Cosmin, cum ești? Tu nu vă nimic. N-are nimic. Imaginație.
N-are nimica, dar ești relaxat, te simți relaxat? Absolut. Ok. Rămâi așa și asculți, da? Tot ceea ce cele vorbim prescrise. aici, tu să nu asculți cu mintea, să asculți cu inima, da? Încerc. Bine. Da. Ha, încet, încet, nu, ușor. Nu în cerc, înseamnă că o Te să învârți te în cerc. învârți ca oruborul, ca șarpele la care își mușcă coada, da? Deci, Da, scurt. Nu, așa, așa. Ok, Cristina, deci suntem aici cu partea Da. subliminală, se spală, da, se autovindecă, spală pe Da. frunte, pe față. Da. Mai departe. Și-a dat chiar așa și prin păr și s-a ridicat în picioare, da? Da. Deci e culmea că este îmbrăcată și ea partea subliminală într-o tunică de energie, știi? Dar, cum să spun, este cumva grav. Adică destul de serioasă. Da. Era mai exuberantă, mai jucăușă, acum este serioasă, da? Da. Deci a marcat o experiență Da. asta, na. Și tunica ei este până în pământ. Într-adevăr, deci este un fel de protecție, să Da. știi. Să știi că l-au ajutat protecțiile mult. Da. Deci da, l-au ajutat, cum să spun, Deci a să se aplicat în toată da, perioada da, asta da, da. partea subliminală ce știa. Da, 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 Bravo. da. Bine că au fost și momente de luptă intensă la început, Da. când știi tu, deci partea fizică n-a mai dat comandă cum ar veni din fizic și să facă protecțiile și asta partea subliminală a ținea că încolo, cât dincolo, ți-am spus. Da. Bun, acum o să-i facem o curățare generală, da? Da. Și o să-i invit și partea ei subliminală a Getei și partea subliminală a lui Cosmin, toate trei aliniate aici în portalul Tatălui, una lângă alta, așa, fiecare în sfera energetică, da? Deci în niciun caz cu sferele unite, pentru că fiecare face acțiuni pentru ea și elimină propriile reziduri, da? Da. Deci să-ți facă doamna semn pe, cumva pe cameră că este de acord ca să o chem, că nu am întrebat-o. Nu este Și aici. Dar cred da. că e de acord, Cristina, pentru curățare. Doar ne-a cerut sesiunea, e de acord. Da, așa. Bun. Acum, să spună toate părțile subliminale așa, după mine. Deci, sunt suverană pe propria energie și nicio ființă sau neființă nu poate să mă implanteze, să mă hibrideze, să modifice programele după bunul ei plac, să se încerce să mă reintroducă în vechile karme și în vechile înșelăciuni. Deci asta este o afirmație spusă, răspicat de toate aceste trei părți subliminale, nu către univers care nu-l recunoaște pe nu și le-a dreptat, ci către entități. Este o mică mare deosebire aici, da? Așa. Ca urmare, să iasă afară din corpurile lor fizice și din toate corpurile subtile, din partea eterică, orice ființă cu viață împreună cu implanturile care îi aparțin. Da? Da. Bun. Ce a ieșit, deci, Cristin? Nu avem nicio ființă. Ies numai implanturile, da. Practic propriu-zis. Deci implantul acela, pixulețul și... Da. Așa, atât. Și călcâierele, cum să le spun. Da. De la unii. Da, atât. Partea lui subliminal. Ei nu au, ei nu au implanturi. Așa, bun. Să cheme în fața lui, că practic este numai a lui, da? Deci ființa care a montat aceste implanturi sau ființele, dacă sunt două separate, da? Da? Și aia care a vrut să-i pună masca de gaze aia și a desprins-o. Deci e tot din echipa aceea, a. așa a zis militar, înțelegi? A, militar. Tot ei, deci da. Deci erau doi broscoizi și doi reptilieni. Militari, reptilieni. Da, da. A. Dar tot torționarul era un dita mai reptilian umanoid, altul decât ăștia care l-au dus și... Altul decât ăștia, dar echipa per total este aceeași, da? Și ăla deci, care practic, era lângă pat, Chris, care l-am găsit cu tunica și cu alea, ăla ce este?
La începutul sesiunii. Este o din civilizația lui Dumnezeu. Aia zic ăla. Fel de ăla înger. Unde e acum ăla? Deci ăla a plecat, cum ar veni în treaba lui, că l-a respins, l-a bătut, l-a șutat, da. Așa, nu mai spune asta, că mă umplă râsul. De ce? Cris. De bucurie, nu? Da, da. Ce a așa, făcut? Nu. Da, așa. Da. Așa. Se pare că, să știi că l-au târât când l-au luat și soldații ăștia. Să nu crezi că a mers așa, ca și cum era imobilizat de mâini și de picioare și mai reușea, le mai dădea câte un genunchi, îi scăpa piciorul, mai dădea câte o labă de picior peste bot, deci i-a lovit tot timpul. Până la o... S-a zbătut, da. Ea, adică s-a luptat cu ei. Da. El n-a fost într-un pat, a fost pe un scaun. Ca un scaun de la camera unde este anchetă, da? Deci era întuneric pretutindeni și numai corpul energetic, fața părții subliminale, să spunem, se vedea corpului energetic. În rest, ei erau într-un con de umbră. Zic, acum, uite, intrăm în scena asta, da? Da. Tu te ridici odată cu putere și ieși în vârf scaunul ăla și le faci zob acolo, da? Pe toți așa. Deci cu partea cea mai ascuțită de scaun. Uite așa. Și apoi să dea, dacă a făcut vreun contract nevoit, pe orice linie temporală din trecut, prezent sau viitor, adevărată sau falsă, așa, să dea acest contract. Este un fel de înțelegere cu două puncte, da? Nici asta nu trebuie să existe. Ca urmare o rupe, o arde, înțelegi? Și toate ființele astea în vacuumul galactic, da? Și acum să-l cheme și pe îngerosul ăla, așa, care a venit și a încercat să pervertească iarăși partea subliminală. Deci a venit, cum să spun, într-un moment când ea lupta și era slăbită și era greu. Și deci a urmărit din afară și ce a zis? Că cedează, poate că se aliază cu mine, știi? Ca și să scape de aia. Da, să scape de aia. Dar uite că n-a găsit-o și să-l ia și pe ala să... Deci o parte subliminală curățată, liberă, ieșită din programe. Să bușești, dacă nu poți pe ea, așa bușești corpul fizic ca să-i scazi vibrația și ea să stea de atârnată de un corp fizic în suferință, sub agear, în suferință, da? Pentru ce? Asta toți ce-au făcut, da, aceștia? Da, toți în vacuumul galactic. Tot. Așa. I-a băgat? Da. Acum cum se simte Cristina, partea subliminală? După ce i-a dat afară toate spune astea? Că simte, se simte că intră în puteri. Uh-huh. Așa, vreau să facă și partea subliminală și a băiatul la aceeași operațiune. Deci, dacă au făcut un contract scris sau verbal sau vreo înțelegere nebenefică pentru viața, cunoașterea și evoluția lor, cum ar veni, așa să, din orice linie temporală, din trecut, prezent sau viitor, adevărată sau falsă, să le ardă acum pe loc, da? Pentru că tot, spunem da, spunem, afirmăm, cum a fost chestia, înțelegerea cu ce am discutat mai devreme, da? Că să știi tu că toată chestia pe pade, așa e pusă, cum să spun, nu este ceva care să interfereze, dar monitorizează. Da, da. Neonul, zice. Da, neonul. Deci monitorizează. Deci n-a fost niciun altruism în mesajul ăsta și în oferta asta. Ce a fost, cum să spun, ca și cum ți-ai prelua un cobai, da? Ca să faci experiență pe el. Așa că partea lui subliminală, deci și a ei și a băiatului, taie orice înțelegere sau orice copie a acelei înțelegeri care s-a prelungit aici în astral, privind aprobarea de a se lucra pe el și cu el, da? În fizic. Așa și, da, da. Și... Așa. Deci, practic, scoate neonul cu ființa de spionaj, este un fel de șarpe energetic, știi? Adică bionic, ca să fiu mai exact, da? Da. Ca și cum i-ar monitoriza starea, înțelegi? Pe de o parte aparatura medicală, pe de o parte, dar partea subliminală o simte pe coloana ei, da? Deci pe coloana ei, pe coloana inteligenței, practic.
A intelectului, da, o simte acolo și are senzația că este ceva străin, știi, când se așează și nu se simte bine, în loc să se odihnească în propriul pat. Deci nu destul că e monitorizat de medici în fizic, nu destul că e monitorizat și pândit de toată chestia asta care am zis de atâtea entități, mai vine și monitorizarea pe dedesubt, nu? Da. Data viitoare, dacă o să mai facă chestii de astea sau nu încetează cu spionajul, în moment ce aceste contracte sunt rupte, sunt încheiate și nu există niciun acord, deci direcția următoare va fi vacuumul galactic și pentru ele, chiar dacă sunt ființe. Așa. Bun. Așa. Acum, Acum o părțile să strâng subliminale sunt, se simt bine, da? toate trei, să strângă toate esențele sufletești din orice timp, spațiu și ADN-ul, așa, secvențele, din orice timp, spațiu sau loc, de pe orice linie temporală, din trecut, prezent sau viitor, adevărată sau falsă. Uite, el, de exemplu, la ea, la partea lui subliminală, adică, Da. deci, să spun, este coloana vertebrală dreaptă, dreaptă, sunt două secvențe ieși în afară, iar este dreaptă, dreaptă, iar sunt două secvențe ieși în afară, pentru că au încercat să hibrideze acolo, da? Deci ca și cum ar fi împinse, În înțelegi? Adică perioada sunt, asta de tratament. da, trebuie să netezească, să le așeze pe toate la loc. Și băiatul și eu o să fac aceeași operație, adică partea ei și partea lui. Nu mai spun. Le spun Gata, el, ea și copilul gata. ăștia. Să-mi vină Cristina, mai vin repede. esențe? Da. Esențe tot timpul, domn. Dacă, Știu, știu. doar știi că dacă a spus, vai, mulțumesc, vai, nu știu ce. Știu. Sau tu știi câte esențe sunt între el și ea. Da. Pentru că s-a gândit foarte intens, da? Ia să-și taie legăturile unul cu celălalt și se vor reface iarăși în mod natural, adică le refacem pe baza cea mai înaltă de lumină, da? Și legătura, ia ca și cum și-a construit iarăși un cordon împletit umbilical, în trei, între ea și Parte copil. sublimină. Ah, da? Da, e Ah, mama, na. da. Deci zilnic să tai acest cordon. Pentru că așa avem tendințe, na, să fim super mame, să fim, na. Asta este. Ce să facem? Așa. Bun. Așa. Să curețe toate esențele sufletești, ca și cum și-a construit o densitate proprie partea lui subliminală și s-a ascuns un timp acolo. Acum pot să spun, da? Dar venind înapoi cum ar veni din acea densitate proprie, ca o lume pustie în care nu vrea să mai fie găsită, în care s-a ascuns de tot și de toate. Deci a emanat câteva esențe, a lăsat acolo și pe Da. drum cum ar veni. Și acum le strânge. Da. Și le strâng toți, le purifică, își așează spiralele, da? Da. Acum curățarea chakrelor la toată lumea, da? Să Da, se asta mă elimine, gândeam și eu să spun da? cel Prin puțin la partea curățarea. subliminală a lui Oni, mă Da. gândeam. Prin curățarea chakrelor să se adune toate substanțele toxice din sânge și limfă, din fiecare zona corpului, da? Și să se elimine simultan cu curățarea chakrelor. Și începem cu chakra 1, chakra. Așa să-și facă toți și împământare, mai ales el are nevoie, parcă împământarea lui este tăiată complet, da? Așa, deci împământare cu rădăcini în pământ, cu descărcare de energii benefice, chakra 1 lucrează frumos, se învârte în sensul ei. Așa, acum trecem la chakra 2. E așa ca un vapor, ca un batiscaf în derivă. Chakra 2. Și la el. Să ne uităm, Și Cristina, apoi și un pic să spre știi rinichi. că, da, să știi că tot ce este afectat, de exemplu, zona, este afectată și la ea, pentru că este perechea lui și îl iubește sincer, da? Și, cum să spun, a simțit tot, chiar dacă la nivel fizic Nivel, nu, da. da. Deci este, cum să spun, este copilul ei și partenerul și copilul ei.
Da. cu sufletul, înțelegi? Este Da. uniunea asta și ceea ce te doare, mă doare. Ceva de genul, înțelegi? La nivel subliminal, deci ea a simțit la fel de acut, poate nu chiar ca el, care a dat lupte acolo Da. și în toate felurile, știi? Dar mai văd iarăși în timp ce ești curăță chakrele, își curăță chakra 3. Deci am mai văzut un flash în amintirile părții subliminale a lui One, cum vine un bătrânel micuț care abia ajungea cu nasul la marginea patului acela, știi, și îi oferă ceva, știi? Da. Văzut de partea subliminală, aflat în situația aia, un fel de bătrânel chiar cu ochelari ca un co-co-co-co din Da. Alice în Țara Minunilor, așa arată. Rotunjor în sus și cu picioarele subțiri. Și parcă îi oferă așa ca un fel de armă, ca un fel de stilet care pare a fi făcut dintr-un cristal de cuars, da? Dar văd că nu-l primește. Nu-l E ca primește. și cum i-ar spune, uite, ia asta și ajută-te de Apără. arma asta, apără-te cu ea că îți trebuie. Dar pentru că nu-l cunoaște, nu poate să identifice pe acest bătrânel, deci refuză. Și să știi că era tot un gen de conectare, de implant, Am un fel de înțeles. Era antenă, o da? înșelătorie, Da, da? Ăsta înțeles. era tot o entitate, tot așa, venise cât. Deci, Da. trebuie să înțelegem că practic pe aici ești pe cont propriu, ăsta e adevărul, da? Așa e, lasă că suntem pe cont propriu, dar Nu prea. mediul energetic din spital este foarte dens. Da. Acolo sunt foarte multe părți subliminale cu toate entitățile lor. Sunt egregorii locali, deci băutorii de sânge, da? Prea orice intervenție Și chirurgicală în mai ales decurs, în terapie intensivă, Chris, și mai. sunt cu dânsul. Iar acolo sunt foșca în terapie intensivă Da. pentru că sunt cei cu programe, cei cu programele lor și mai sunt entități care, a căror programe s-au stricat și poate prin ceva, da? Sau altfel de civilizații, da? Ce zice, de uite că ăsta a ieșit din civilizația lui Dumnezeu, hai să luăm noi, că e o parte subliminală care face energie bună, groasă, ne-ar trebui. Și vin Deci, foarte mulți pentru că e terapia intensivă. Foarte mulți pleacă, da? Multe părți subliminale părăsesc pentru totdeauna corpurile alea și atunci se adună ca muștele. deci o văd deasupra secției acestea de terapie intensivă, este ca un fel de oglindă groasă. Deci este un mediu dens unde părțile subliminale o perioadă rămân ca blocate, îngelatinate, înțelegi? Deci nu pleacă așa de repede cum credem noi că pleacă, cum se crede în genere că pleacă, știi? Adică rămân într-o zonă de cercetare, de păstrare, de... Cred că fiecare își vine și așteaptă și cred că din cauza războaielor dintre entități este un fel de oglindă convenție aici, nivelul ăsta energetic, știi? Bun. Închidem acel portal. Ne întoarcem la curățarea chakrelor care a ajuns la 4, da? Să curețe toate fricile, mai ales, ea. Prin care a trecut, spune că l-a mai eliminat din ele, asta a tras în jos. Frica, da? Și până acum să curețe și ei doi frica, na. Mama și băiatul că au trecut prin multe ca și familie alături de Da. el, da? Așa. Au curățat. Bun. Acum trecem la chakra 5. Comunicarea unde a avut pus legat, știi că parcă era legat cu un coș cu sârmă, știi, ceva așa, știi, temporar până fixez cum trebuie, știi, acel stilou. Spune, iau stiloul ăsta așa, să-l bag în ochi la entitate. Lu-o-la. Dacă te face să te simți mai bine, da. Zic, dar să știi că violența seamănă violență, Da. da? Zic, ea, gata. E Bun. timpul să se calmeze, da? Ce a Da. fost greu a trecut.
Nu mai are coronița aceea care a fost. Era un fel de cumul informațional foarte gros, da? Era ceva care pregătea acel, cum să spun, acel implant pe care au vrut să-l pun cu steaua aia cu optrazi. Zic acum, stai să-și facă și torul din chakra corona, Da. Să iasă tot afară, programe tot. Verificăm matricile la toată lumea, da? Să scoatem toate punctele de întuneric de matrice, toate codurile de lumină întoarsă. Afară, acum și definitiv, în acest moment, da? Da. Refăcute toate programele în lumină. Toate autoprogramele distructive eliminate. Toate emoțiile de joasă vibrație, tot ceea ce s-a făcut stoc, ce a făcut rădăcină, afară din corpurile emoționale, da? Curățăm toate trei coloanele de la spate. Curățăm câmpurile morfice, toată lumea. Mai ales ea, partea lui subliminală, trebuie să curețe câmpurile morfice, cum să spun, și o să o facă și în momentul când va ieși de acolo, da? Da. Bun. Acum punem în lumină, încredere, bucurie, da? Tragem cabluri din canalul de abundență benefică, pe care se vor duce și se vor așa, dar să așeze direcțiile, da? Să spună că fiecare celulă a corpului lor este veselă, tânără și sănătoasă. Astea ștampilele dinăuntru de la celulă, da? Da. Deci a pus programul ăsta în sânge, în semnătura energetică a sângelui și sângele împrăște în momentul ăsta în tot corpul, sus, jos și peste tot. Deci recondiționare totală, refacere, da? Umplere cu lumină. Gata? Da. Cristina, când e am terminat cu curățarea și așa, vreau să-l canalizez și eu pe Oni. Tu vrei să-l canalizezi, dar el vrea să-l canalizezi. Păi nu știu, întreabă. Hai să-l canalizăm, dar să știi că obosim partea subliminală. Puțin, așa. Un minut. Pregătești? Și gata? Da. Măr de la 1 la 3, la 3 îl lași pe partea subliminală să vorbească. 1, 2, 3! Partea subliminală a lui Oni? Da, mi-e cald. Ce cald? Pentru că te-ai recondiționat, ai luat din canalul abundenței benefice, ai făcut acele coloane de da. recondiționare, ți-ai refăcut ADN-ul, ți-ai curățat chakrele, ai făcut tot ce era, sângele, plasma. Da, da? Pentru că da, este momentul când nu poți să pună mâna pe tine, știi, nu poți să te mai ia în programe în ale lor. Da, da. Atunci lucrează pe corpul fizic. Dar vezi că cu toate cele, prin cum a fost, totuși și prin ce ai trecut, ai reușit și corpul fizic să-l menții într-o stare viabilă, să zicem. Cu toate daunele, da? Am cam ies un pic accidentat, să spunem, din afacerea asta. Auzi, Oni, până la urmă tu știi, ai înțeles de ce ai primit a trebuit să treci prin acest episod. Cine a făcut asta? Pentru că am râs de programul lor. Și ei au venit și s-au răzbunat, da? Cu cât m-am versionat mai tare, cu atât ei așteptau practic. Uitându-mă înapoi, stăteau pe lângă mine și așteptau. O ocazie, deci, da? Punctul de impact n-a fost din jurul meu, din afară, pentru că era un mediu mai protejat.
punctul de impact a fost online, în mediul online. De acolo, deci, practic, partea mea concentrată, sufletul virtual a primit informația. Cristina, ești tu? Da, eu sunt. Bine, ok. Acum, hai să... Ce mai avem de făcut? Să tai încă o dată toate legăturile. Așa, să precizez că este scos și acel implant ca brâul, ca pantaloni scurți. Pantaloni scurți. Da, da, da. Deci este scos tot, refăcut corpul energetic la toată lumea. A făcut sistemul de... Deci este deblocat, deci și-a deblocat partea subliminală în corpul fizic, practic, și-a deblocat prin voință, prin program. Da. Prin dialogul cu solitonii, na. Da. Și-a deblocat, deci, slaba eliminare a toxinelor, că asta îmbolnăvește rinichii. Da. Și să știi că rinichii, nedreptatea, da, faptul că nu poți vorbi, se duce aici, la gât și la rinichi, da? Adică ce se întâmplă? Tu nu poți vorbi, te strânge de gât, faci să umflă tiroida, da? Astea sunt efectele, da? Deci vezi că vorbești și ceilalți ca niște stane de piatră și se uită siderați la tine și zici că acolo ai ieșit din spitalul de nebun, da? Și atunci tu, întâi te doare, te doare inima, da? Da. Te doare plexul, soarele tău te doare. Până la urmă te obișnuiești cumva, te mângâi tu singur, cu gândul că, uite, există și de ăștia care nu se mai fac bine niciodată, nu se mai trezesc. Și atunci te înverșunezi că, ah, că ăștia ne țin pe noi în loc. Și din cauza lor, cum ar veni, noi trebuie să stăm în întunecimea asta, Matrix, și copiii și urmașii noștri, în loc să fie într-o lume care nu mai floare, deci stau în mâzga asta, sociopolitico-religioasă. Sociopată. Așa. Da. Și atunci, cum să spun, atât din corpul fizic, cât și cum să... Deci, sângele, practic, preia toate aceste stări ca pe niște toxine. Da. Informația energetică a sângelor, deci dublura sângelui din corpul energetic este, da? Elimină tot ca pe un virus, ca pe o toxină. Deci, când propriul tău sistem imunitar detectează undeva o durere, deci produce ceva, o energie implicit în corpul fizic, o substanță, da? Da. O substanță, pentru că noi practic suntem echipați cu orice care ca să ne însănătoșim singuri, da? Dacă nu există lucrurile astea, este pentru că suntem blocați spiritual, sociopsihic, așa, sau suntem blocați fizic de ceva, da? Da. Așa. Și atunci se acumulează mult în zona rinichilor, da? Și ei nu mai dovedesc să elimine, da? Toxină din sistemul ezoteric, spiritual, toxină din corpul fizic. Da? Și în zona fizic, asta... Cristina, a mai avut și să ținem tratamentul cu antibiotic pentru bacterie, da, care producea febră, da? Da, da. Deci, aici, și ce mai fost? Alte medicamente, nu știu. Stare de febră, practic, se traduce la corpurile spirituale cu lupta și din afară. Deci ai și deja partea subliminală. Lupta, identifică, citește schemele eronate când este febră, da? Înăuntru, știi, și apoi revine înăuntru și atacă. Da. Atacă, deci blochează ca să nu se... Deci orice virus, de sub orice formă, când intră, deci, expandarea unui virus în organism, eu văd multiplicarea. Și, deci, multiplicare în continuu. Deci, unul devine 2, 2 devine 4 și așa mai departe la nesfârșit. Și apoi se extinde multiplicându-se. Organismul luptă prin febră, da? Da. Deci, blochează și acolo unde blochează, se creează foc, se creează sistemul ăsta, da? Bun, acum să se uite la legătura lor. Da. Cu conștiința, toți, dacă este fluidă și cum trebuie, mintea legată de conștiință, da? Și la părțile lor, dacă sunt cum trebuie, adică dacă partea eterică, conștiința și cu sufletul lucrează la unison și în armonie cu mintea și cu corpul fizic, da? Și dacă mintea
Este conectată la mintea inimii, da? Da. Adică este conectată la mintea sufletului, ca să traducem să, Da. să înțeleagă lumea odată. Adică ce dacă mintea se supune sufletului, da? Da. Deci. Sau acționează în conformitate cu ceea ce vrea partea subliminală. Sediul sufletului, practic, este și coloana vertebrală. Da. În fel de sediu de odihnă, nu de activare. Haideți să vă spun. Deci sufletul este în inima energetică, un foc mare, iar alte bucăți, deci în același timp este în inima energetică, mintea propria sufletului, da? Da. Așa, în același timp este în coloana vertebrală și în tot ceea ce ține de Fiecare adică, fiecare celulă împrăștia, da? Da. Ca să iasă tot acest suflet să se retragă. Deci nu vă gândiți că rămâne acolo ceva care ține corpul în viață, da? Când ești, cum ar veni în astral. Da. Dar nu este suficient, de aia corpul ți se răcește după un timp de, da? Și chiar și când dormim, Cristina. După ce când ne trezim, ne trezim înghețați, dacă nu suntem înveliți suficient sau... Cristina? Da. S-aude ceva, ai auzit? Da, da, nu știu. Ah, bine. Mai da, ești? Exact, a fost da. O sunerie de la mine. Ah, bine. Ah. Nu, nimic. Bine, bine. Ah. Lasă tu stai liniștit, Cosmin. Așa, Cristina, deci rămâne o parte din suflet prin corp, da? De niciodată nu iese până la momentul final, sufletul de tot. Până la momentul final... iese, cum să spun, când mor, cum ar veni. Da, da, astăzi. Da. Nu iese de tot. Tot permanent rămân în ieșirile în astral. Asta ai vrut să spun. Da, da, da. Părți din suflet. Ok, deci toate părțile subliminale s-au uitat să vadă dacă acționează toate corpurile energetice împreună cu mintea și corpul fizic la unison. Da. Așa. Și a regla frecvențele, da? Da? Să amintim că nu toate au aceeași vibrație, deci fiecare are vibrația. Da, aia. Da, fiecare parte energetică. Acum să se conecteze fiecare dintre ei cu forma cea mai înaltă a sinelui sau divină, părții eterice. Deci cu forma cea mai înaltă, da? Am mai spus că toate se întâmplă într-un punct, conform mecanicii cuantice. Adică noi suntem acolo în punctul de început, ne-am desprins acum din sursă. Acum am plecat în prima experiență. Acum suntem și acum și aici de unde am început călătoria asta. Da? Deci noi suntem peste tot. Așa. Asta înseamnă că cumva ne extensionăm, dar ne prelungim și ne autocreăm continuu, da? Asta înseamnă că de aia suntem co-creatori. Deci, precum sursa a făcut emanații și a emanat spiritele și sufletele și așa mai departe, deci așa și noi ne emanăm pe noi înșine, da? Deci noi suntem acolo și am primit în prima experiență, era să spun un cuvânt de la legat de biserică, așa, și practic primim și asta. Da. Este foarte greu și dens mediul noaptea asta și cred că o să fie și zile următoare acolo unde stă. Da, da. Deci este ca un fel de pătură energetică care se pune peste fiecare bolnav din cauza evenimentului religios, știi? Pentru că sunt deci... foarte mulți coborâți. Toate rasele sunt aici la păpat acum, nu? Da, sigur că da, da. Da, dar special, știi tu. Bine, știm. Și, da. Fiecare cu papa lui, da? Da, da. Da. Așa. Este cea mai liniștită noapte de asta de când eram copil, nu mai zângă. Bang, 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 bang. Da, 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 așa este. Dacă tot nu se lasă, dar era o forfotă până acum. Da. Așa de liniște și de pace, așa tare este. Bine. Da. Da. Eu oricum n-am. La mine în crâng. Da. Nu e nimeni pe stradă. Și pe all life is life acolo la tine. Da, da. Știi, Cristina. Sunt doar animăluțele din înăuntru și alea de pe afară, care sunt multe. Așa. Cristina, să tai încă o dată legăturile părțile subliminale.
Și între ele și toate persoanele toxice, da? Așa. Vreau ca ea, partea lui subliminală, să-și retragă orice esență din mediul virtual, da? Da. Pe unde a umblat orice amprentă energetică și toată lumea să-și... facă. Așa. Și o să învăț partea lui subliminală ca să-și ascunde amprenta energetică, cum o ascund și eu, da? Deci amprenta energetică este ca un cumul de dâră, de foton, de lumina fotonului pe care o lași pe unde... Pe unde treci. Fie, da. Deși conține codul tău unic, cum ar veni, da? După asta te depistează și vin după tine, da? Gata. Ok. Cristina, mai avem ceva de făcut? Eu cred că am terminat. Să meargă în canalul de abundență. Bine, benefică, da. Nu, mă referam la curățări înainte de a merge aici. Ok. Până nicio ființă benefică să nu viziteze, mă, din rasa lui, din nimeni. Da. A primit mai multe propuneri, dar astea sunt mai importante care l-a descris. Ok. A venit să-și ia Cristina din ca... Mi-arată fața unuia de personal, cu o fi brâncar, de rofi, are un fel de buză despicată de iepure, știi? Da? Și deci este un amănunt, cum să spun, care a rămas în memorie, știi? Ia lui. Adică da, l-a dus cu gândul, da, dus cu gândul imediat că este ceva, vreun hibrid ceva, da? Da. Da. Un om așa voinic, destul de tânăr. A, asta bărbat. Deci avea el o parte, ia partea da. Subliminală. Un fix. Da, i-a rămas da. Aia, imaginea lui acestui. Da. Ok. Să-și ia Cristina din canalul Abundenței Benefice ce are nevoie, îi trebuie acum. A se refacă, să se... tot ce trebuie. Și fiecare parte subliminală să-și... Eu spun părții subliminale a lui să-și înceapă viața așa. Viața, scuze. Dimineața așa. Da. Deci, acolo unde este și îl înțapă și mai fac ce, dar acum e mai liniște, nu prea îl mai înțapă așa de rău ca până acum, știi, când stătea cu toți. Da. În fine. Să elimine... orice efect al substanțelor psihotrope din toate corpurile ei. Asta sub substanțele astea, Cristina, toată perioada asta, deci cum a da, fost da, impusă. Da, păi, da, am văzut. Eu știi ce? Să-și înceapă dimineața, zic așa. Să... deci... să se închipuie că este într-un hamac da. sub un palmier uriaș, se dă hoța și vede marea sau muntele ce-i place lui așa și să-și pună un pahar așa mare de energie ca și cum ar fi un frappe, da? Cu pai din energia cea mai lui. Pură da, cea mai pură din interiorul lui și să o bea cu pai, să relaxeze. Simte cum se împrăște lumina aceea de vindecare pe peste tot, știi? Și când rămâne fără nes, să mai dea o fugă în canalul de abundență benefică să-și mai aducă. Ok. Acum să-și curețe casa, părțile subliminale. Iar și onii ce să curețe partea lui să sublimina. Facă un acolo o sferă spațiu protejat. Mai extinsă în care să nu aibă acces. Da? Cei din care să se perindă. O sferă ca o minge cu țep care să respingă energiile care se plimbă noaptea asta. Bun, și dacă tot am ajuns aici, spune că anulează aici și acum definitiv toate acele dorințe și urări ale celorlalți către el, da? Care nu sunt de nivel vibrațional corespunzător. Conform, da. Da.
Trimite, cum să spun, iertare și compasiune acestor ființe care plutesc încă în noaptea lor cum ar veni. Și Asta asta nu putem să o înseamnă că facem noi toți, cei. Și, Da? da, Da, și la se simt, nu se simte obligat să facă parte din programele lor, după cum nici ea nu se simte că și ei i s-au adresat și fiul. Da? Ok. Să curețe și părțile subliminale soție și fiu, de aici, din casă, casa. Da. Apoi să se îmbrățișeze, dacă vor, Cristina, părțile subliminale. Bineînțeles. Sunt toate curățate, Sunt frumoase. Sunt curățate. Sunt, da, se creează niște atașamente, Da? niște Ei, atunci... legături. Lasă-le să se creeze. S-au îmbrățișat deja. Bine. Dar fiecare să-și retragă extensii. Eu am ceva cu, nu în cazul ăsta, cu familia, știi cine îmbrățișează tare? A? Nu. Fedeleurile. Uuuh. Da, deci tot timpul văd în astral când... Că vin și îmbrățișează, da? Da, ei vin, sunt foarte îmbrățișători și, știi, te bat așa pe spate. Libidinoși. Da, ai băut, nu, libidinoși și alții. Ca și cum ai băut lapte, știi, la sânul mamei și trebuie să scoți aerul afară. Așa, un fel de milă, compasiune în ei, nu se mai poate, da. Da, da. Da, da, milă și compasiune, ce am văzut. Ok, Cristina. Mulțumim părților subliminale, bine, în primul rând părții subliminale a lui Ioni. Mulțumim și celorlalte două părți subliminale, soție și fiu. Și le lăsăm să alunece ușor în corpul fizic. Da. Acum noi ne despărțim părțile eterice, a mea, de a ta, de ale lor. Le curățăm. Ne tăiem toate legăturile care s-au creat în această, de-a lungul acestei investigații. Opresc aici